Vreau să mai citesc pe lângă cuvintele care deja au fost citite și din Evanghelia după Matei din capitolul 11 versetele 12 13 până la 15. Matei 11 de la versetul 12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia cu navală și cei ce dau navală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este ideea care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit să audă, amin. Vă invit să vă reașezați. Așa cum am auzit din mesajul anterior și cum a fost citit și din Evanghelia după Luca, vis-a-vis -vis de împărăția lui Dumnezeu, e necesară o atitudine pe care astăzi o numim năvală. E un cuvânt mai, mai poate mai greu de înțeles pentru cei care s-au născut aici, pentru cei care nu înțeleg limba română. A da năvală, a da abuzna, a te grăbi, a forța puțin lucrurile. Cei care poate n-au folosit mijloacele în comun, să urci într-un tren, să urci într-un tramvai, într-un autobuz, unde vezi că nu mai este loc, dar tu vrei neapărat să intri acolo și împingi pe alții sau alergi după el, vezi că aproape pleacă și se închid ușile și vrei neapărat să intri, te grăbești, te zorești. Adana val înseamnă în primul rând a, a te grăbi, ați dat seama că nu mai ai timp, nu mai ai timp să aștept, nu spui las că vine următorul, las că mai e timp pentru mâine. Înseamnă să înțelegi graba, să înțelegi iminența împărăției lui Dumnezeu, pentru că este aproape. Atât mesajul lui Ioan Botezătorul, cât și mesajul Domnului Isus era pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. A Adana Vală înseamnă o dorință de ați dori acest lucru, spune aici, cei ce dau în vală pun mâna pe ea. Înseamnă să-ți dorești acest lucru, să realizezi că cel mai important lucru în viața asta este să ai parte de împărăția lui Dumnezeu. Să realizezi că este lucrul pentru care poți renunța la orice altceva să-ți dai seama de prioritatea Împărăției Lui Dumnezeu, valoare Împărăției Lui Dumnezeu, importanța Împărăției Lui Dumnezeu. Poți să pierzi orice în lumea asta, dar nu-ți poți permite să pierzi Împărăția. Poți să-ți pierzi viața asta fizică, trupul, sănătatea, poți să-ți pierzi banii, casa, mașina, poți să pierzi orice, dar nu poți să-ți permiți să pierzi Împărăția. Asta vrea să ne spună Domnul Isus. de asta trebuie să dai năvală. Pentru că este lucrul cel mai important. Și atunci când vorbești de împărăție, vorbești de o împărăție a cerurilor, despre mântuirea sufletului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. A da năvală înseamnă insistență. Înseamnă să insiști, să perseverezi, să dorești cu tot din adinsul, din tot sufletul tău. Nu o să spui, am încercat, mi-am propus, aveam de gând, dar asta e, nu se poate. La Domnul Isus s-au venit de multe ori oameni care au vrut. Cumva i-au spus, Doamne, ce bine să fac să moștenesc viața veșnică, aș vrea să te urmez. Și Domnul le-a spus, le-a cerut un lucru sau altul și oamenii nu prea. Când au văzut că prețul cumva este prea mare. Pentru unul prețul a fost vinde tot ce ai, de la săraci, împarte la săraci, și apoi vină și urmează și a spus e prea mult asta. Altul a spus, trebuie mai întâi să îngrope tatăl meu, trebuie mai întâi să rezolv problema moștenirii, trebuie mai întâi să rezolv alte și alte lucruri. Nu, împărăția lui Dumnezeu este prioritatea numărul unu din viața noastră. Dumnezeu să binecuvinteze astăzi pe toți cei care doresc să intre în împărăția lui Dumnezeu să dea năvală. De fapt, dacă ar fi să dau un titlu mesajului meu l-aș numi cam așa, năvălitorii împărăției. Da, e un cuvânt mai greu, poate în, în, istorie, cine dă năvala, știți, erau, veneau turci în România, dădeau năvala, cineva care dorea să pună mâna, să cucerească, dar asta spune, asta ne îndeamnă Domnul, să cucerești împărăția, să pui mâna pe împărăția lui Dumnezeu, să devii proprietar, să devii posesor. Și asta înseamnă să, să lupți, asta înseamnă să alergi, asta înseamnă să-ți dorești, asta înseamnă să insisti, să nu renunți, să nu te dai bătut, să-ți dorești cu orice chip, cu orice preț, să intri în împărăția lui Dumnezeu. Cam astea sunt expresiile biblice pe care le folosesc oamenii lui Dumnezeu când au vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru evrei, pentru că vreau să vedem puțin contextul în care a fost rostit acest mesaj. Evreii se considerau posesorii împărăției. Orice împărăție presupune un loc, un timp, o lege, moștenitor, niște cetățeni ai împărăției. Atunci când era vorba de loc, Evrei, naționaliști fiind spuneau împărăția lui Dumnezeu este aici în Israel, în hotarele noastre Ierusalimul este capitala împărăției lui Dumnezeu cetățenii sunt doar evrei. cei treați împrejur legea lui Moise este constituția aceasta care nu se poate schimba și pe care o avem noi și noi suntem proprietari acestei legi iar cei care erau în fruntea țării, oamenii religioși sau au fruntat și erau lideri, erau slujbași acestei împărății. Și de aceea ei promovau, ei nu doar se considerau posesori ai împărăției, ci promovau exclusivismul religios. Exclusivismul, adică doar noi și nu alții. De multe ori o să întâlnim și noi atitudinea asta de exclusivism, doar noi, nu și alții, doar eu, nu și alții. Apostol Pavel are o cu toată altă perspectivă, el spunea, Domnul va da cu luna, nu numai mie, nu numai eu, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și Domnul Iisus vine și prezintă o împărăție care nu are capitala la Ierusalim, care nu este limitată într-un spațiu geografic între granițele lui Israel, care nu este formată doar din anumiți cetățeni speciali, ci împărăția lui Dumnezeu s-a deschis pentru oricine crede în Domnul Isus Hristos. Ea nu este doar pentru un loc, ea este împărăția cerurilor. Iar ea nu are sediul la Ierusalim, ci este situată în cerul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Iar o lege care a trecut prin legea lui Moise, dar ea deja este istorie, este doar o umbră a lucrurilor viitoare. Și vine Domnul Isus Hristos, îi primește pe păcătoși, pentru că Luca, din capitolul 16, înțelegem câteva lucruri, fariseii, cărturarii, erau foarte supărați pe Domnul Isus, pentru că tocmai ei promovau superioritatea religioasă, etnică, aveau o neprihănire acești oameni și spuneau, chiar dacă mai sunt evrei, sunt evrei de categoria a doua care nu vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu, sunt vame și sunt păcătoși, însă Domnul Isus tocmai cu oamenii simpli, cu oamenii aceștia păcătoși, stătea la masă. Și el le dă trei pilde prin care le ilustrează că pretențiile lor absurde, elitismul, exclusivismul religios este ceva absurd și el le dă, de exemplu, pilda oi rătăcite, o oaie rătăcită. Care cioban dacă își pierde o oaie spune, A, e una, una dintr-o sută, lasă să moară. Nu te preocupi, chiar dacă e una dintr-o sută, care om, dacă, care gospodină, dacă pierde un leu din zeci și spune, ah, s-a pierdut, asta e. Nu te lași până nu-l găsești și până nu-l recuperezi. Care tată, dacă are un fiu care pleacă de acasă și se întoarce după ani, după ce și-a cheltuit toată averea, va spune, nu, îmi pare rău, -am, nu vreau să am treabă cu tine, nu vreau să te văd, nu vreau să te cunosc. Care tată nu simte dorul de copil dorința de a-l vedea și mai ales dacă acel copil vine cu dorința de a se pocăi, de a-și revizui comportamentul. Care tată nu are aceea inima să nu deschidă ușa casei sale pentru copilul său? Și acum, luând toate aceste ilustrații, Domnul Iisus își revendică, dacă vreți, această atitudine de acceptare a tuturor păcătoșilor ce inimă aș putea avea eu ca Dumnezeu să nu-i primesc pe păcătoșii care se pocăiesc. Pentru că aceasta era atitudinea lor, exclusivistă, elitistă, doar noi. De aceea chiar își băteau joc de Domnul Isus Hristos. Se considerau neprihăniți, se considerau vrednici, se considerau singurii posesori ai împărăției lui Dumnezeu. Și Domnul vine și le spune acum că împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Adică a da a, ia, a lua cunăvala mai înseamnă ceva, nu se mai respectă rândul. O, oh, stai că eu am 20 de ani de pocăință, stai că eu am făcut teologie, stai că eu am studiat la picioarele lui Gamaliel, stai că eu am postit de două ori pe săptămână și am o mie de zile de post, uite câte săptămâni am postit eu, stai că stați la rând, că întâi sunt eu. Nu! La un moment dat Domnul Iisus face o afirmație șocantă, Spuneam tocmai acestor cărturari, vame și, și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Nu se mai ține cont de trecut, de istorie. Dacă te de astăzi, dacă astăzi te întorci la Dumnezeu, ai harul să intri în împărăția lui Dumnezeu. Pe cruce, Iisus Hristos era răstignit între doi tălhari și unul din tâlhari face o cerere în ultimele minute ale vieții sale, în ultimele clipe ale vieții sale. Spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adevărat îți spun, a zis Iisus, astăzi că vei fi cu mine în rai. Ce mare har! Un tâlhar a dat năvală n-a așteptat, n-a spus, mă pun la rând să intre întâi, să lăsăm pe cei cu doctorate în teologie, să lăsăm mai întâi învățătorii legii, să-i lăsăm pe cărturari, să-i lăsăm pe cei care au o viață întreagă de neprihănire, de credință, de religie. Oameni care nu se mai uită în stânga, nu se mai uită în dreapta, un singur lucru, cum spune Pavel, un lucru mi-am pus în minte și caut asta cu tot din adinsul. Vreau să intru în împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să mai dai prioritate altora, nu trebuie să mai spui, trebuie să se pocăiască alții, trebuie să-i văd pe alții, că se... nu mai contează alții. Când dai înăvale, nu te mai uiți în stânga și în dreapta, spui, eu vreau neapărat. Nu mă mai interesează ce spun alții, nu mă mai interesează ce fac alții în jurul meu, eu vreau să intru în împărăția lui Dumnezeu. Și pasajul acesta și cel din Luca ne arată trei lucruri fundamentale și uh, trei riscuri, dacă vreți, atunci când vrei să intri în Împărăția Lui Dumnezeu, pot fi trei, trei amăgiri, cum să le numesc eu, uh, amăgiri, iluzii. Iluzii pe care le trăiau acești oameni. În primul rând, poți să fii binecuvântat, dar să nu intri în Împărăția Lui Dumnezeu. Poți să fii binecuvântat, dar să nu intri în Împărăția Lui Dumnezeu. Pasajul citit din Luca ne spune că acești cărturari, acești farisei, erau iubitori de bani. Nu doar că erau iubitori de bani, dar erau bogați. Și erau iubitori de bani. În teologia lor a avea bani însemna a fi binecuvântat și asta era datorată neprihănirii lor neprihănirea lor se traducea în bogăție, în binecuvântare. Ei spuneau, noi suntem binecuvântați pentru că avem bani, pentru că suntem bogați. Noi pentru că îl slujim pe Dumnezeu, avem bani, avem de toate și suntem binecuvântați. Cei săraci, cei bolnavi, sunt blestemați pentru că au făcut vreun păcat ceva. Nu ne merge bine, Dumnezeule, eu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți, pentru că eu dau zeceală și implicit Dumnezeu mă binecuvântează, pentru că eu respect legea și sunt sănătos și merge bine și aveau imaginea aceasta că eu sunt binecuvântat. A venit chiar un tânăr de felul acesta, bogat, care avea de toate și el acum dorea doar biletul de intrare în împărăție, ar fi vrut ca Domnul să-i spună, da, tu te califici, învățătorile, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și el vrea doar acum să primească biletul de intrare în împărăție, crezând că dacă e binecuvântat, va intra în împărăție. Poți să fii binecuvântat și totuși să nu intre în împărăție. Poți să fii bogat și chiar Domnul Isus ajunge până acolo încât folosește niște expresii, niște imagini, dacă vreți chiar, cât de greu este pentru un bogat să intre în Împărăția Cerurilor. Este mai lesne o cămilă să treacă prin poarta acului sau o frânghie să treacă prin urechea acului de cusut. E mai lesne să intre decât un bogat. Pentru că bogatul are acel sentiment de împlinire, de mulțumire, de... El le are pe toate, nu are nevoie de nimic și de nimeni. El este deja binecuvântat privește cu un aer de superioritate, privește de sus pe ceilalți și iată pe acești oameni care îl priveau de sus pe Iisus Hristos și totuși nu intrau în împărăție. Poți să fii binecuvântat, poți să trăiești cu iluzia bogăției, cu iluzia binecuvântării materiale, să crezi că asta te califică să intri în împărăție sau să crezi că ăsta e semnul pentru care tu vei intra în împărăție. Și vai câți bogați nu vor ajunge în iad. Și câți binecuvântați de felul acesta, cu binecuvântările materiale, nu vor ajunge în iad. Pot să fii binecuvântat, dar să nu intri în împărăție. Și dar să căutăm mai mult împărăția lui Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și apoi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Însă astăzi oamenii caută mai întâi binecuvântările acestea de jos, caută mai întâi binecuvântările materiale și apoi cred că în virtutea acestor binecuvântări sau în virtutea acestei căutări vor găsi și împărăția sau vor intra și în împărăție. Ne mai spune acest pasaj că poți să fii religios, dar să nu intri în împărăție. Oamenii aceștia erau neprihăniți. După legea lui Moise, după lucrurile care erau scrise acolo, erau considerați, se considerau neprihăniți. Numai că, totdeauna, când e vorba de neprihănire, te poți amăgi foarte ușor. Poți trăi niște iluzii destul de, de ușor. Domnul Isus chiar spunea aici că legea lui Moise, nici măcar o frântură, o frântură din lege să nu cadă, oamenii aceștia erau foarte atenți, foarte meticuloși cu lucrurile acestea mărunte, mici, erau foarte meticuloși. Când Dumnezeu a schimbat numele Sarei, la, nume, la cuvântul Sara s-a schimbat doar o iotă, o frântură și o lungă perioadă de timp, Evreii au fost foarte, foarte supărați. Evreii uh, au dorit să îndrepte greșeala asta pentru ei. Era ceva, spunea, nu se poate așa ceva, nu se poate schimba nimic, nimic. Trebuie să fim atenți la, la, la ultima virgulă unde o punem și ce facem. Erau foarte meticuloși cu asta, dar încălcau principiile, nu interesau principiile. Și aveau o neprihănire a lor. Ce ne învață pe noi Scriptura și ne învață Domnul Isus Hristos, căutați mai întâi neprihănirea lui Dumnezeu. Și neprihănirea lui. Pentru că oamenii se, înfăț se înfățeșau înaintea lui Dumnezeu cu neprihănirea personală, cu o neprihănire proprie. Poți să fii slujitor, dar să nu intri în împărăție. Oamenii aceștia, fariseecești, erau cărturari, ei erau învățătorii lui Israel, erau elita lui Israel, erau liderii religioși, erau conducătorii lui Israel. Ei aveau cheile împărăției. Domnul Isus le spune la un moment dat: Voi, vi s-au dat cheile. Voi aveți cheia cunoștinței, voi puteți deschide ușa împărăției pentru a. Ar... Dar tocmai voi nu veți intra în ea. Cât de mare poate fi dezamăgirea? Și să nu credem că numai despre ei era vorba. Domnul Isus face o afirmație cu greu. Încercăm noi să dăm explicații. E greu de găsit de explicații. În ziua aceea, Domnul Isus spune asta. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele tău. N-am scos noi, dragi, în numele tău n am făcut noi minuni, n am făcut. Vă dați seama, slujitori, lucrări speciale, extraordinare, deosebite. Și totuși, mulți, mulți slujitori nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Poți să fii binecuvântat, dar să nu intre în împărăție. Poți să fii religios, dar să nu intre în împărăție. Poți să fii slujitor, dar să nu intri. Da, se poate. De aceea, astăzi, să nu fii liniștit, să nu fii pasiv, să spui, eu sunt binecuvântat, am semne că Domnul m-a binecuvântat și eu sunt bine cu Dumnezeu, că am de toate. Să nu spui, eu sunt religios, eu vin la biserică, eu mai fac câte ceva, eu am o neprihănire, nu dau un cap nimănui, nu fac rău nimănui, eu sunt bine. Să nu spui, da, eu chiar mă implic, eu chiar slujesc, eu chiar ajut pe alții, eu chiar evanghelizez, eu chiar le spun altora, eu fac parte dintr-o anumită categorie de, de slujitori. Se poate să le ai toate și totuși să nu intri în împărăție. În această zi, fii printre năvălitorii împărăției. Ia împărăția cu navală. În ziua aceasta propuneți, vezi cât e de aproape, se poate ușa să se închidă. Se poate viața ta să se termine. S-ar putea să nu mai fie timp. Nu uita că ceea ce ucide acum creștinismul este nepăsarea, indiferența, amânarea. Lasă că de la anul o să încep, de la 1 ianuarie, de acum s-a terminat anul. De acum oricum nu mai pot face multe. Pe sfârșit de an, gata, ne apropiem de ultima lună anului. Mă pregătesc pentru anul viitor. S-ar putea să nu-l mai prins. O să încep de săptămâna viitoare, o să încep de luni, nu astăzi, acum. Luați împărăția cu năvala, pentru că ceea ce ucide creștinismul este nepăsarea, nu ne pasă de împărăție, avem alte priorități, indiferența, amânarea, superficialitatea, suntem bogați, suntem binecuvântați, suntem slujitori, cunoaștem, suntem religioși, facem parte din biserica evanghelică, penticostală sau alta, sau alta și ne considerăm deja mântuiți. însă în această zi Domnul Isus vrea să ne amintească acest adevăr fundamental, că dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să dai navală trebuie să iei cu năvală împărăția. Să-ți dorești asta cu cea mai mare intensitate, să fie cea mai mare dorința ta împărăția lui Dumnezeu. Lucrul pentru care merită să trăiești cu adevărat pe pământ este împărăția lui Dumnezeu. La ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și asta înseamnă, ați pierde sufletul, înseamnă să nu duci acest suflet în împărăția lui Dumnezeu, să nu intri în împărăția lui Dumnezeu, să fie atât de aproape de împărăția lui Dumnezeu și totuși nu în împărăția lui Dumnezeu. Și mulți vor ajunge la ușă, chiar la ușă, dar afară și vor spune, Doamne, deschide-ne. Și nu mai contează cât de aproape, nu contează cât de, cât de identic, cât de asemănător erai cu celelalte fecioare. Doamne, și noi am avut candele, și noi am avut lumină cândva, și noi eram împreună cu ei în grup, dar te-a prins. Te-a prins afară. Ușa s-a închis și nu mai conta. Atât de aproape am fost. Atât de asemănători eram cu ceilalți care au intrat și totuși nu suntem. Aici. De aceea în această zi ne cheamă Dumnezeu încă o dată la împărăția Lui să luăm împărăția cu nevală. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fii dar un năvălitor al împărăției. Ia împărăția Lui Dumnezeu cu nevală. Dumnezeu să ne binecuvinteze.